Oameni buni, bine ați revenit și am revenit la Secretele Brașovului. Astăzi o să avem o emisiune eminamente politică, împărțită în două părți, pentru că se apropie și alegerile parlamentare, dar nu în afară de asta, politică este și la nivel local, pentru că vorbim și de județ, vorbim și de municipiu. Și din acest punct de vedere, emisiunea va fi împărțită în două, așa cum v-ați obișnuit probabil de cele mai multe ori. Pe prima parte l-am ca invitat pe domnul dr. Florin Orțan, președintele Organizației Municipale PSD Brașov. Bine ați venit, domnul Orțan. Bine v-am găsit. Lumea vă știe cu siguranță și în urma alegerilor, dar înainte de asta ca și un doctor, putem spune renumit cel puțin, pentru că ziarele scriu și scriu de bine de dumneavoastră. În urma alegerilor care au avut loc la municipiul PSD Brașov, l-ați înlocuit pe domnul Liviu Lupu și aveți deja o lună și da. Cred că cam aveți deja, da. De la conducerea organizației. S-au liniștit apele, că știu că erau încă puțin... Da, da. Lucrurile sunt pe un făgaș extrem de normal acum. Suntem într-o perioadă în care ne reevaluăm fiecare formă de organizare teritorială din municipiu, astfel încât campania să ne găsească pregătiți pentru un scor cât mai bun. De asemenea, principala noastră preocupare este, pe lângă politica tradițională a Partidului Social Democrat, pe care o cunoaștem cu toții, să aducem un suflu nou în sensul unei ideologizări a mesajului și a acțiunii Partidului Social Democrat. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi locuim într-un oraș superb. Eu nu sunt brașovean. Am fost adoptat de Brașov și... De cele mai multe ori îți iubești mai tare părinții adoptivi decât părinții naturali. Și în acest oraș frumos, cu toții, cerem servicii sociale de stânga. Cerem învățământul de bună calitate. Cerem sănătate de bună calitate. Cerem impozite mai mici pe forța de muncă, pentru că toți brașovenii lucrează 20 de minute din fiecare oră pe care eu muncesc pentru impozitele pe care noi le punem pe muncă. Deci, 60 de minute lucrate, 20 de minute în interesul statului. În aceste condiții, în care toată populația cere impozitare de stânga și servicii de stânga, mi se pare, așa ca și medic, ca și om, mi se pare că stânga are un loc de creștere mare într-un oraș deștept și cosmopolit ca Brașov. Haideți să trecem un pic, apropo, ca să vă continui ideea. Plec totuși și fac o paranteză la ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în Parlament, unde gradul de încredere acum este unde este, foarte, foarte jos. Desigur, dumneavoastră sunteți președintele Organizației Municipale PSD Brașov, dar în perspectiva alegerilor care vor urma, scorul bun se scoate și la municipiu și la județ și așa mai departe. Este un scor care va propulsa acei parlamentari către București. Parlamentar pe care eu personal sper să îi văd mai des acolo susținând cauze, cum ar fi spitalul sau aeroportul sau, nu știu, multe alte cauze ale brașovenilor și să-i vedem mult mai des acolo, nu numai când este cazul la un moment dat și cu lucruri legate de presă. Scuzați-mă țin neapărat să punctez ceva din discursul dumneavoastră. Deci, dumneavoastră doriți parlamentar cu proiecte pentru comunitate. Corect. Nu mai doriți vot emoțional. Nici eu nu mai doresc vot emoțional. Ce s-a întâmplat în Parlament a fost, în primul rând, un vot emoțional. N-a avut pic de rațiune. Și da, sunt absolut în acord cu dumneavoastră că îmi doresc parlamentari care să voteze rațional și în primul rând să nu uite că acolo au fost trimiși de comunitatea din Brașov. Și să facă ceva pentru comunitatea din Brașov. Și să susțină comunitatea care i-a trimis acolo. Da. De asta eu acum o să vă enumăr câteva, cu siguranță că îi cunoașteți, că sunt colegii dumneavoastră, dar
poate și cei care ne privesc nu știu neapărat, sunt cei 18 nominalizați care au fost făcuți de PSD Brașov pentru alegerile parlamentare, zic în ordine alfabetică și pe sărite, nu o să-i număr chiar pe toți: Bădiță Radu Cosmin, fostul președinte UNPR Brașov, domnul Bălășescu, profesor universitar, doamna Ariana Bucur, o cunoaște lumea, inspector general, domnul Chiriac Viloare, senator și actualmente tot senator, domnul Chirilaș Tiberiu Nicolae, primarul Cuneva Buzăului, domnul Coman Ioan Menic, veterinar, domnul Coste, senator, doamna Diaconu Adela, realizator TV, și am înțeles că este în ultima perioadă, acum este și președinta Organizației de Femei. De la municipiu. De la municipiu. De 10 zile. Da, este destul de nouă dânsa acolo și chiar o să vreau să vă întreb pe această temă. Domnul Dunca, care este și președintele PSD Brașov, domnul Tudor Duțu, consilier local, Iliescu Cristian, fost președinte al Organizației de Tineret, doamna Mânzatu Roxana, consilier județean și totodată fost secretar de stat, domnul Mohaj Mihai, a fost prefect, domnul Niță, deputat, actualmente și și-a depus din nou pentru un nou mandat, domnul Popa Mihai, fost vicepreședinte Consiliul Județean Brașov, domnul Răzvan Popa, consilier local, domnul Rasaliu Marian, fost deputat PDL, și domnul Soric Ioan, fost consilier în Consiliul Local Brașov, mai mult de 4 mandate. Aceasta este ordinea pe care am citit-o acum, dar, repet, este ordinea alfabetică. Dacă ne puteți spune despre care o să fie criteriile sau cum se judecă în PSD acum Brașov, sau PSD Brașov ia decizia să ia și de la București, că sunt tot felul de discuții acum. Deci, ca în toate partidele din România, organizațiile județene propun, iar ultima semnătură este a organizației mamă în București. București. În toate partidele se întâmplă la fel. Sigur că în PSD, ce vă pot spune, că nu vor fi sau sunt informați, sau circulă informația foarte bine, că nu vor fi pe listă impus de la București nimeni. Asta cred că e un lucru bun sau nu neapărat bun întotdeauna, pentru că o legătură bună cu centru poate să garanteze unele proiecte pe care tu le propui. Care vor fi criteriile? Criteriile, sigur că vrem să schimbăm un pic, garnitura. Dar să împletim experiența cu noul, pentru că, vedeți dumneavoastră, forța unui grup parlamentar sigur că stă în tineri, dar experiența unora, care nu este de neglijat, trebuie folosită în cadrul unei formațiuni politice, așa cred eu. Fără doar și poate, însă de asta v-am și întrebat, pentru că se va lovi de acel vot emoțional al populației, care actualmente nu mai are încredere în această clasă politică, clar vrea să o schimbe. Eu am certitudinea că între acei oameni care sunt acolo, câți ori fi ei, cu siguranță sunt câțiva care au experiență și probabil că ar putea să facă mai mult și sunt mai buni, însă va fi greu de apărat această poziție și de transmis alegătorului că un om care a avut acolo, nu știu, 3-4 mandate și de care lumea s-a săturat cel puțin vizual, mai poate să facă ceva. Bun, la noi PSD Brașov nu există oameni cu 3-4 mandate. Domnul senator Chiriac este la primul mandat. Și eu sunt extrem de plăcut, impresionat de domnia sa. Mi-a plăcut foarte mult fervoarea cu care s-a bătut pentru terenul aeroportului. În sfârșit, legea Chiriac a trecut prin Senat. Sigur, Camera Deputaților este for decizional și să nu uităm că această lege a trecut probabil cu un amplu consens al forțelor politice din Brașov. Deci iată că oamenii, când au un interes comun și un proiect comun, pot să miște și aparent munții din loc. Deci noi nu avem așa multe mandate. Deci parlamentarii noștri sunt la primul, maxim al doilea mandat. Da, problematic este că, și asta este un minus al Brașovului în mod clar, că sunt 3 parlamentari, lipsă la Brașov, cel puțin cei de la 2 de la PSD, este vorba de domnul Adam, domnul Niță și totodată domnul Diniță de la PC, dânsii care aveau multe mandate la activ. Din cauza unor probleme, mă rog, cu justiția, au trebuit să se retragă. Ideea, tocmai asta este și ideea, că iată, cei care au avut multe mandate au avut și probleme și au în continuare.
Acum, ăsta este un minus al Brașovului. De ce? Pentru că probabil că dacă Brașovul ar fi avut 3 parlamentari încă în plus, ar fi stat altfel lucrurile. Da, fără discuție. Fără discuție. Și de aceea toate forțele politice trebuie să fie extrem de atente în selecția oamenilor eligibili, pentru că aceste lucruri să nu se mai repete, pentru că impactează o întreagă comunitate. Adică pe noi toți. Mai puține voci la București, ca să vreți să spuneți de fapt. Mai puține voci la București care să vorbească despre piața sfatului. Mai multe voci la București care vorbesc despre piața din Oradea. Da, putem să dăm... Și atunci, sigur că tonul merge spre Oradea. Să fie de aici. Am dat și un exemplu, să nu se ia cumva să se interpreteze. Da, și depinde și cum se vorbește, pentru că, iată, pentru mine a fost ăsta un exercițiu, dacă vreți, foarte interesant. Deci au trebuit să treacă, nu știu, atâtea lucruri. Bine, știm bine, au fost probleme cu Consiliul Județean, cu care nu s-a înțeles, cu Primăria din Brașov, cu municipiul și așa mai departe. Dar Brașov a avut parlamentar și parlamentar cu ștate vechi acolo, din toate partidele politice, aici nu vreau să-i număr. Ideea este că a trebuit să ajungă acolo domnul Adrian Veștea cu domnul Scripcaru ca să facă o prezentare în Parlament, ca într-adevăr lucrurile să o ia pe un făgaș normal, dar târziu. Adică asta a fost una din punctul meu de vedere, cel puțin destul de târziu. Lucru pe care nu cred că era de datoria, sau nu neapărat de datoria dânșilor, dar nu, ăsta era jobul lor. Jobul lor erau Consiliul Județean și Primăria Brașov. Ar fi trebuit ca parlamentarii brașoveni care erau aici să facă ei front comun, iată, PSD-ul cu PNL-ul, cu PDL-ul, când au fost înainte și mai departe, și să facă ceva de genul ăsta. Dar, din câte știu și s-a scris în presă, se scria numai, ba că cu tare bagă contre pe teren să nu fie așa, ba își aroga o lege XYZ, nu vreau să pronunț nume tocmai pentru intra în detalii. Ce nu avem voie să facem, nu avem voie în detrimentul Brașovului, până nu avem voie să nu luăm în calcul și în seamă maturizarea accelerată politică a electoratului. Da? Dumneavoastră acum citați niște lucruri care s-au putut întâmpla acum 10 ani. De acum 10 ani și în ultimii 10 ani, Facebook, internet, explozie de informație, explozie de circulație de informație pe internet, lumea se maturizează într-un mod accelerat. Și cred cu putere că singurul mod în care se mai pot câștiga alegeri cu proiecte. Nu cred. Cred că epoca campaniilor electorale murdare, atacurilor la persoană, violenței la televizor, violenței în parlament, cred că a trecut. Cred că lucrurile acestea nu se mai cumpără de către electorat. Și sunt convins că toți parlamentarii brașoveni au votat în comisia juridică, cred că a fost, da, a Senatului României. Mă bucur că conducătorii aleși sau realeși ai urbei și județului nostru au fost acolo. Mă bucur foarte mult că au fost acolo când această lege a trecut de Senat. Și am ferma convingere că va trece și de Camera Deputaților, unde, după cum bine știți, PSD are majoritate. Care este procentul pe care vi-l propuneți la alegerile din decembrie? Asta este o întrebare cât de mare. Trebuie să vă propuneți totuși să aveți un prag, mă gândesc, că se discută în organizații. Da, se discută să trecem de 34-35%, să ajungem 34-35%. Estimați o prezență la vot, nici nu îndrăznesc să zic masivă, că istoria n-o să fie. Istoria ne spune, nu, se poate întâmpla orice. Cred că a judeca viitorul după trecut este o greșeală. Tocmai ce am spus. Lumea se maturizează, se informează, Facebook, etc., etc. Cred că a judeca că acum 5 ani, știți cum era? La locale era mai mare prezența decât la generale și cea mai mică prezență era la europarlamentare. Eu nu știu, eu sunt foarte sceptic când am mai dat prognoze acum, da? Pentru că ne raportăm la un etalon care s-a schimbat. Haideți să ne raportăm la locale, la locale de acum, ca să nu fie prea departe, adică nu aș vrea să ne raportăm la cele de acum 4 ani. Corect. Da? Deci hai să ne raportăm. Sunt de acord cu asta. Să ne raportăm la locale, adică vis-a-vis de locale. Credeți într-o prezență, estimați o prezență mai mare? Eu sper că să fie măcar, o prezență egală ca la locale. Mă indispune puțin data, pentru că va fi frig. Deja e spiritul sărbătorilor, oamenii nu se mai gândesc la
urbe și la comunitate și la aia și gândesc la Moș Crăciun, este foarte, foarte dificil să concurezi cu marketingul lui Moș Crăciun. Nu mă cert. Politica nu va câștiga niciodată. Nu va câștiga niciodată în fața lui Moș Crăciun și mă tem că foarte multă lume va alege să stea acasă. Mă tem. Și pe cine avantajează acest lucru sau dezavantajează după caz? Ce credeți? Nu sunt așa un mare specialist în calcule politice. Sunt în politică foarte, de foarte puțin timp. Dar cred că pe toată lumea dezavantajează. Știți cum e? Când judeci un avantaj sau un dezavantaj, te uiți numai la al tău. Corect. Da? Tu ești numai la al tău. Zice, nu. E mai bine să fie când e frig, că electoratul PSD e mai bătrân și stă în casă și nu știu ce. Dar pe urmă zice, mai că studenții care sunt 30.000 în Brașov o să fie deja acasă. Da? Avantaje și dezavantaje. Avantaje și dezavantaje. Eu cred că acest mod de a face strategii din acestea, aceasta nu este o strategie care să mă caracterizeze ca și un politic. Da? Hai să fac cumva să nu vină ăia, să vină ăia. Nu. Eu vreau să ies în fața brașovenilor cu proiecte. Vreau să vină toată lumea. Vreau să fac proiecte și vreau să răspund dacă nu m-am ținut de cuvânt. Eu ca și parlamentar, eu ca și politician. Da? Altfel, neîncrederea aceasta în politicieni va escalada în detrimentul tuturor. În detrimentul tuturor. Pentru că până la urmă cerem de la politicieni asigurări sociale, cerem pensii, cerem securitate pe străzi, cerem. Ori nu putem să cerem ceva de la niște oameni în care nu avem încredere. Apropo de cerut și spuneați de domnul Chiriac, pe cine v-ar plăcea să vă reprezinte în Parlament, în afară de dânsul care spuneați că și într-adevăr e un om care la primul mandat, e o listă întreagă aici, din punctul nostru de vedere, ca afinitate, că acum nu trebuie să dați probabil neapărat. Cine credeți că ar reprezenta bine Brașovul din poziția pe care... Cred că foarte multă lume de pe listă. Foarte multă lume de pe listă. Cred că multă lume de pe listă ne poate reprezenta, poate să reprezinte Brașovul foarte bine. Sunt convins că peste, eu acum nu vreau, că e clar că toți colegii dumneavoastră și nu puteți să faceți, dar nu știu, sigur aveți o afinitate, 1-2 spuneți-mi numai. Nu o să mă antepronunț. Nu o să mă antepronunț. Nu, este neloial față de ceilalți. Da. Neetic, pardon, nu neloial, că loialitățile le am pentru familie și meserie, dar este neetic. Aș vrea să trecem un pic la partea de foarte scurt și după aia doamna Adela Diaconu, realizator TV, care e oarecum în aceeași branșă, dar mai cu mine, și dânsa, însă are și altceva, nu este neapărat numai realizator TV, dar este președinta organizației de femei, venită după doamna Mânzatu Roxana, dacă nu mă înșel, și dânsa a fost o vreme președinta organizației de femei. Este în continuare președinta organizației de femei județene, Roxana Mânzatu. Da. Dar la municipiu? La municipiu, vedeți, municipiul trebuie un pic revitalizat. Asta, da? De asta vă și întreb, că sunteți dumneavoastră în locul domnului Lupu, un alt profil dânsu, e Adela Diaconu, iar cu tot un alt profil, adică sunt persoane cu noi, aș spune eu, din multe puncte de vedere. Da, eu cred că organizația de femei la nivelul municipiului are un cuvânt foarte greu de spus. Da? De ce? De o viață, am 48 de ani, 90% din colaboratoarii mei de la servici sunt femei. E, cum își face treaba o femeie, Dumnezeule, acolo, pe segmentul acela, în care avem tot cereri de stânga, grădiniță pentru copii, protecție socială, concediu maternal, toate aceste măsuri sunt de protecție socială, etc., etc., da? Egalitatea femeii cu bărbatul în societate, egalitatea de șanse, egalitatea la salariu. În continuare avem discrepanțe salariale între femei și bărbați, deși, după cum vă spun din experiența mea, femeile muncesc a naibii de bine. Da? Deci eu cred că acolo, pe acest segment, o persoană tânără și dinamică e foarte bună. Și noi o să o mandatăm să facă treabă bună. Treabă cum trebuie. Plecând puțin de la faptul că dumneavoastră, probabil că din punct de vedere profesional, clar, aveți o carieră în spate, se cunoaște, ați intrat totuși în politică, așa cum și spuneați, da. Sunteți proaspăt în politică.
ați intrat cu un scop, e clar, că altfel probabil că n-ați fi intrat, da, numai așa discuție. Să vă aflați în treabă, că nu sunteți genul de om în mod sigur. Ce doriți să realizați sau care este punctul noastră, care este obiectivul sau dacă aveți 1, 2, 3, nu știu, dar, să înființez un institut de boli cardiovasculare în Brașov. Asta este punctul principal? Să acesta este targetul meu zero. T0. Cine spune că face o politică fără un plan, să nu aveți încredere în el. Niciodată. Înseamnă că face politică după... Da. De ce fac politică, de ce fac politică de stânga? Pentru că toată viața am îngrijit bolnavii de toate categoriile sociale și am învățat că meseria mea este o meserie de stânga. Am încercat multe lucruri. De fiecare dată, când n-am făcut meseria așa cum se face, am pierdut. Adică pentru toată lumea. Da, și cred că asta este regulă până la urmă, că atunci când te duci în ceva ce și nu... Și de fiecare dată când încalci o regulă, ești pedepsit. Da. Eu vă doresc succes, chiar este ceva de care Brașovul are nevoie, să dea Domnul să îl înființați și să mai dea și Domnul să aibă cât mai puțin pacienți. Știu că ce zic acum se bate cap în cap, dar... Wishful thinking. Da. Nu, e destul de dificil. O să fie pacienți, da. Brașovul este de categoria a doua în viziunea PSD, da sau nu? Domnul Vasile Dâncu așa spune. În niciun caz. Eu sunt profund revoltat. Brașovul are toate criteriile pentru ca să fie pol de creștere. Pol de creștere de categoria 1. Mai puțin medicina. Nu știu dacă ați observat, am chiar studiat respectivă legea pe care ne-o propune. Acolo suntem deficitari la instituții naționale cu sediul la Brașov și în instituții supra-specializate medicale de monospecialitate. Scrie în lege clar negru pe alb. Adică nu avem institut de cardiologie, institut de nefrologie, nu avem aia, nu avem aia. Și spitalul nostru este de categoria 2, nu de categoria 1. Deci lucru principal care ne lipsește pe lângă sedii de instituții naționale, da? Acum nu știu ce sedii de instituții naționale sunt la Constanța, dar or fi că nu le-am căutat eu, dar ceea ce ne lipsește este dezvoltare pe sector medical. Este unul dintre criterii. Deci aici aveți destul de muncă. Și dumneavoastră, și Consiliul Județean. Consiliul Județean și toată lumea. Și sănătatea nu trebuie să aibă culoare politică. Așa este, în niciun caz. Și n-am să o... Politizați, nu? Nu s-o politizați din acest punct de vedere. Da, e o abordare pe care eu o salut. Că destui ani au tot fost probleme și cu aeroportul și cu așa. Unii ziceau că da, unii ziceau că nu, unii mai băgau câte o vorbă bună și alții câte o strâmbă. Și nu cred că asta este ideea, până la urmă, de a crea un Brașov funcțional. Din punct de vedere al colaborării cu fosta conducere, pentru că sunteți mai nou un partid, s-a produs, hai să nu zicem o revoluție, că n-a fost chiar așa, s-a produs o trecere, poate puțin mai bruscă a conducerii, acum este domnul Dunca la județ, sunteți dumneavoastră la municipiu, din punct de vedere al relației cu vechii președinți, domnul Lupu, domnul Niță, care sunt relațiile acum? Există o continuitate? Nu există proiecte care se duc mai departe? Sau? E greu să vă răspund la această întrebare. Eu n-am produs o continuitate neapărat, am produs o discontinuitate. Niciun membru al PSD nu trebuie lăsat la o parte, trebuie folosit energiile din toate părțile, pentru că nu. Un partid e o adunare eterogenă de oameni, nu este... Specialiști. Nu sunt o specialiști, da? Eu îmi doresc o colaborare bună cu Liviu Lupu. Liviu Lupu este un excepțional om de teren, ca să spun așa. Probabil că Marius Dunca are altă perspectivă asupra politicii și dorește o astfel de abordare. Din punctul meu de vedere, sunt absolut deschis la orice colaborare cu oricine.
Cum sunteți în relația cu celălalt partid politic mare sau mă refer la PNL-ul, dar nu numai, și cu celelalte, din punctul dumneavoastră de vedere. Cum vedeți o colaborare cu celelalte partide politice? Deci este o colaborare, este obligatorie și invit brașovenii să nu voteze oamenii care nu colaborează între ei. Sfătuiesc prietenește electoratul din Brașov să nu voteze oameni conflictuali și care nu colaborează între ei, pentru că nu s-o dezvolte proiecte. Și nu o să facă ceea ce au promis, pentru că sunt singuri și izolați. Eu sunt și consilier județean și de pe această poziție am o excelentă colaborare cu domnul Adrian Veștea, de care mă leagă inclusiv relații personale foarte vechi. Eu am să concurez PNL-ul în alegeri. Eu am să încerc să vorbesc despre stânga. Am să încerc să vorbesc și am să reușesc. Poate nu acum, dar am să radicalizez tinerii. Am să explic tinerilor, sau măcar am să încerc să explic tinerilor ce înseamnă stânga, ce beneficii sociale aduce învățământul superior gratuit. Am 30.000 de studenți. Bun, pare că toți votează dreapta, dar sunt în sistem de învățământ de stânga. Eu însumi sunt un produs al învățământului de stânga. Eu vin dintr-un lower middle class, dintr-o clasă mijloc de jos. Mama mea a fost cosmeticiană și tatăl meu a fost tehnician constructor. Ei nu m-ar fi putut ține la școală și la școală de la care m-a ținut statul român. De stânga. Deci trebuie să privim puțin în perspectivă lucrurile și în ciuda faptului că sunt alături de toți politicienii care doresc să dezvolte Brașovul prin proiecte, indiferent cine sunt ei, eu voi explica la nesfârșit. Stânga este viitorul. Stânga reformează societatea. Să sperăm că ceea ce faceți o să dea rezultate la ce vă propuneți și să fie acel spital pe care pomeneați. Domnule Orțan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Sper să, cu mare plăcere, să vă mai am și în alte emisiuni, pentru că avem lucruri de discutat în ce privește sănătatea. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Oameni buni, atâta pentru prima parte. Luăm o scurtă pauză și ne revedem cu domnul Adrian Veștea.